românești, o nouă apariție, o domnișoară care se recomandă simplu Ilo și care cântă îmbrăcată doar în lenjerie intimă. Dar mai e ceva. Fata apare în concerte pictată din cap până în picioare. O să o vedeți chiar acum pe Ilo. Bună seara! Bine v-am găsit! Bună seara! Bună seara, Simona! Să știți că ea, telespectatorilor, să știți că ea este pictată așa. Adică, ia spune-mi tu, Ilo, ce ai pe tine așa, ca și textilă? Ca și textilă am lenjerie intimă, da, care este completată de un body painting realizat de Georgiana Ioniță. În câte ore, că și asta e important, dacă ar vrea cineva să-și facă așa o chestie. Dacă ți-amintești, ne-am întâlnit acum 3 ore în... La cabina de machiaj. 3 ore, Ilo a stat în picioare, cam în poziția asta, așa, exact. Și domnișoarele au pictat-o din cap până în picioare. Dar cum ți-a venit ideea asta? Ideea mi-a venit într-o zi când mă gândeam cu ce să mă mai îmbrac la concert. E și asta o problemă. E o foarte mare problemă. Această țintă e chiar lejeră, confortabilă și chiar nu-mi dă bătăi de cap. Hai să te vedem, poți să te întorci puțin? Sigur. Să te vedem mai bine? Așa. Singurul inconvenient ar fi faptul că trebuie să stai 3 ore. Chinuită vreo 3 ore. Și dacă o fi vreun concert în aer liber și se pornește și o furtună? Norocul telespectatorilor sau spectatorilor. În cât timp te curezi de pictura asta? Îmi trebuie o baie cam de o oră jumate. Cam 2 ape, să zic așa. Ai și alte modele de haine? De fiecare dată sunt pictată într-un alt fel. Ca să lăsăm un pic de mister pentru data următoare. Normal, și să nu se plictisească telespectatorii, exact, nu? Exact, da, da. Este o ținută care o pot schimba și, mă rog, face după bunul plac. Împreună cu Georgiana și sper să placă. Tu cânți și mai ai și o dansatoare care și ea este pictată. O să o invit și pe ea, să o vedeți și pe da, ea. Da, Cătălina se numește. Mă rog, ea a fost chinuită mai puțin decât tine, e așa mai mult. E adevărat, dar este o muncă foarte mare în spatele acestui proiect. Ai putea, nu știu, la un moment dat, poate să înveți tu să te pictezi singură? E foarte dificil. Foarte dificil, pentru că în anumite părți ale corpului chiar nu pot ajunge ca să, mai ales în spate. Da, și normal, și nu pot să cânt mai în față, cu fața. Exact. S-ar supăra băieții din public, nu de alta. Muzica cine o scrie? Gabriel Huiban, care de altfel toată lumea îl cunoaște. Și pregătim și pentru vară, care de altfel a și venit, dar în curând o piesă fierbinte, ca să spunem. Așa cât să se topească bopsaua de pe tine. Și sperăm și publicul. Ce ne cânti în seara asta? Piesa se intitulează Mirror. A fost prezentată și la Cannes, în Franța, la un festival. Și sperăm să... prindă... Acum, în timpul festivalului de acum, care tocmai s-a încheiat? Nu, celălalt. Cu un an înainte. Da, da, da. Păi, eu zic să